prima competiție de jiu-jitsu a fost o experiență plăcută pe mine. Pentru mine, ceva diferit, nu au fost lovituri, să fie aceleași emoții ca la un meci de K1, bine, care erau odată la un meci de K1, că acum nu mai sunt emoții așa mari și chiar deloc nu mai sunt. E cu totul altceva, foarte interesant, o experiență plăcută, obositor. Am avut două meciuri câștigate și două înfrângeri. Un început pentru mine, un nou început, să spunem așa. Îmi plac foarte mult antrenamentele aici la Absoluto, îmi plac colegii de antrenament, sunt ok și sunt foarte, foarte multe tehnici. Într-adevăr, cine a spus că jiu-jitsu este un șah pe corpul, așa este. Trebuie să gândești foarte mult, ai timp să gândești, nu trebuie să te grăbești în diferite situații. Iar am vrut să particip la această competiție, să pot vedea anumite greșeli ale mele în concurs, nu în antrenament. În antrenament nu-ți vezi chiar atât de bine greșelile, poate te crezi perfect sau te crezi un fel de Mr. Perfect, zici eu nu greșesc niciodată, eu sunt cel mai bun, sunt cel mai puternic, dar în momentul când ajungi în concurs nu mai dai același randament ca la antrenament și începi să-ți vezi greșelile și pentru asta am vrut să particip. Voi participa în continuare în competițiile de jiu-jitsu, m-a prins febra, să spunem așa, mi-a intrat în sânge, îmi place din ce în ce mai mult, deja încep să vin mai des la antrenament. Iar pentru fanii mei din K1, cu siguranță nu mă las prea curând de K1, cred că mai lu 4, 5, 6 ani cât voi mai putea și vreau să revin în forță cu meciuri foarte spectaculoase, unde la categoria mea, la 64-500, am capacitatea de a mă lupta cu cei mai puternici oameni din lume.